Autoritățile sorocene mai aproape de Tineret. În sala de protocol a Consiliului Raional Sorok a fost semnat acordul de colaborare între Consiliul Raional Soroka și Consiliul Raional al Tinerilor din Soroka. Acordul a fost semnat de către președintele raionului Veceslav Rusnak și de către președintele Consiliului Raional al Tinerilor Anastasia Strochin. Conducerea raionului a subliniat importanța dezvoltării sectorului de tineret în raion, astfel încât tinerii să aibă posibilitatea dezvoltării personale și profesionale la ei acasă. Evenimentul a fost organizat de către Serviciul Tineret și Sport în parteneriat cu Centrul Raional pentru Tineret.